Salutare, rider, și bine ați venit la primul videoclip din această nouă serie de antrenament pentru motocicletele Adventure. Sunt Adrian, iar acest canal se numește Wheel Spinner România. Sunt pasionat de vehiculele pe roți și îmi place să călătoresc în natură. În videoclipul de astăzi voi vorbi despre 6 tehnici esențiale de condus pentru a vă îmbunătăți performanța în off-road. Așa că poate sunteți noi în motociclism, poate faceți asta de ceva vreme, indiferent de caz, cu toții vrem să fim mai buni rider, nu? Așa că haideți să vorbim despre câteva tehnici de bază pentru a conduce motocicletele Adventure, lucruri pe care le puteți exersa pe cont propriu, pentru a vă asigura că sunteți pregătit pentru următoarea plimbare mare și că mergeți mai departe, mai sigur și vă distrați mai mult pe parcursul turelor voastre. Așadar, prima tehnică despre care vreau să vorbesc este aplicarea unei presiuni asupra scărițelor, contrabalansarea și modul în care cele două funcționează împreună. Există o groază de motive pentru care ați dori să vă folosiți picioarele și să aplicați presiune în ele. Ar fi pentru depășirea obstacolelor sau pentru manipularea șanțurilor, cât și menținerea tracțiunii în viraje. Este ceva despre care aș putea continua la nesfârșit, dar după cum știți, motociclismul este un lucru dinamic și fiecare scenariu va fi puțin diferit. Deci, în loc să vorbim pentru totdeauna despre asta, țineți cont de 3 puncte importante. Și anume, primul, în general, cu cât anvelopa vă este mai verticală, cu atât veți avea mai multă tracțiune. Dacă nu vă înclinați, aplicând presiune pe scărița exterioară, desigur. Și astfel veți ține motocicleta puțin mai în poziție verticală, păstrând mai multă suprafață pe fundul anvelopei în contact cu solul. Al doilea punct de reținut este aplicarea presiunii asupra scărițelor și statul în picioare. Acest lucru vă permite să aveți un centru de greutate scăzut. Rețineți că cel puțin atunci când merg cu motocicleta, înmișc constant centrul de greutate și greutatea în jurul și peste motocicletă. Mă sprijin pe scaun, trag cu picioarele, îmi folosesc trunchiul, șoldurile și abdomenul și nu sunt doar îngrijorat de cât de mică este presiunea mea sau de greutatea mea pe motocicletă, pentru că se întâmplă multe. Te miști constant, trebuie să aplicați presiune în locuri diferite. Iar al treilea lucru de reținut este că nu trebuie să stați complet în picioare pentru a aplica presiune pe scărițe. Puteți face asta și din poziția așezat și chiar doar ușor ghemuit. Desigur, este cel mai direct și mai ușor să aplici o presiune clară dintr-o poziție în picioare, dar nu trebuie să stai în picioare pentru a manipula scărițele și a lucra cu ele. Ceea ce vreau să faceți, cel mai bun mod, în loc să vorbesc despre asta pentru totdeauna, este ca voi să ieșiți și să exersați singuri asta. Începeți încet, pe asfalt, din poziția așezată și simțiți ce se întâmplă când puneți presiune pe fiecare picior, în stânga și în dreapta. Apoi poate treceți într-o poziție ghemuită, ridicați puțin fundul de peșa, eventual până în picioare, și în cele din urmă ieșiți și faceți asta în off-road. Simțiți ce se întâmplă atunci când vă balansați înainte și înapoi și puneți presiune pe ambele scărițe și cum se raportează asta la nevoile ghidonului vostru de a fi răsucit pentru a contracara o acțiune sau un dezechilibru. Acea contrabalansare, mișcarea greutății corporale de la stânga la dreapta și pe măsură ce funcționează cu ghidonul, dacă este ceva pe care îl exersați din nou și din nou, veți fi din ce în ce mai bun la contrabalansare și la folosirea scărițelor pentru a trece prin mai multe scenarii. Următoarea tehnică despre care vreau să vorbesc este plutirea roții din față, care este utilă la trecerea peste obstacole și secțiuni de nisip adânc sau pietriș, resturi care provin din construcții proaspăt așezate, care pot apărea în calea voastră. Modul evident de a ridica partea din față și de a o face ușoară este prin aplicarea accelerației, desigur. Astfel, veți putea ridica puțin partea din față, făcând-o mai ușoară, acest lucru vă va ajuta să plutiți puțin peste aceste obiecte și obstacole. Pentru a ajuta acest lucru, mișcați-vă greutatea înapoi, fie stând pe șa mai în spate, fie prin accelerare bruscă dintr-o poziție în picioare sau dintr-o poziție de atac, pentru a fi capabil să prindeți motocicleta cu picioarele și în același timp ușor aplicați pe spate. Vă puteți readuce greutatea înapoi în poziția inițială, odată ce ați depășit obstacolul. Trebuie să faceți acest lucru pentru a evita să vă blocați roata din față în nisip. Nu doriți să intrați în nisip într-o manieră decelerată, deoarece acest lucru vă va schimba de fapt punctul de contact cu solul, deci există acel efect numit de englezi rake and trail și dacă știți cum funcționează asta, lăsând roata din față să se scufunde, de fapt vă schimbați punctul de contact cu solul, schimbați poziția de greblare împreună cu trasa motocicletei și acolo s-ar putea să vi se zguduie creierii. Și nu vreți să vi se zguduie creierii. Deci,
Din nou accelerând și păstrând greutatea pe spate, veți evita acel factor de scufundare cu roata din față. Țineți minte totuși, dacă aveți de gând să accelerați, trebuie să vă gândiți la ce este dincolo de acea secțiune de nisip sau dacă se apropie o curbă pentru care trebuie să fiți pregătiți, deoarece nu puteți accelera pentru totdeauna, nu-i așa? Dar pentru a practica asta, trebuie să ieșiți în natură și să găsiți acele secțiuni. Găsiți mici obstacole peste care ar fi bine să zburați cu partea din față a motocicletei. Ar putea fi doar pietre sau un buștean sau un băț sau ceva de genul acesta. Zburați peste ele pentru un scurt timp și apoi căutați acele oportunități pentru o secțiune de nisip mai șubredă și mai groasă, unde puteți să accelerați și să plutiți cu anvelopa din față puțin mai mult pe o zonă de nisip de 20 sau 30 de metri. Cu cât mergeți mai repede și cu cât aplicați mai multă putere, cu atât partea frontală devine mai ușoară. Așadar, acea explozie în accelerație poate fi făcută doar pe termen scurt, dar ieșiți acolo în natură și exersați-o și veți fi un rider mai bun. O altă tehnică despre care vreau să vorbesc este patinarea ambreiajului și vestea bună este că, dacă ați mers cu motocicleta, știți deja cum să faceți asta de fiecare dată când porniți la drum după o oprire. În esență, treceți ambreiajul din stand-by într-un angajament complet, dar a putea face acest lucru la comandă și în câteva scenarii diferite vă poate ajuta cu adevărat. Cum ar fi dacă vă aflați într-o situație de parcare cu circulație lentă și cu motorul la relanti, în prima treaptă de viteză, cu ambreiajul complet scos sau cuplat și dacă este prea rapid, știți că uneori este de ajutor să puteți trage ambreiajul puțin și poate să vă mișcați cu jumătate din viteza treptei întâi. De asemenea, patinarea ambreiajului vă poate oferi în esență o explozie de putere. Dacă întâmplător ai ales treapta greșită, prea mare, iar turațiile sunt puțin prea mici și motorul este prea puternic, patinând acel ambreiaj puteți ridica RPM-urile brusc. Primiți instant mai multă putere, ceea ce se poate lega înapoi de ceea ce tocmai am vorbit, adică ridicarea părții frontale sau plutirea acesteia peste anumite obstacole și situații de genul acesta. Fiind capabil să adăugați o explozie de putere ca asta, patinând ambreiajul, vă poate ajuta. De asemenea, să rupeți tracțiunea cu anvelopa din spate, ceva despre care vom vorbi într-un minut, dacă trebuie să mutați partea din spate și să virați puțin. Și, de asemenea, dacă vă blocați vreodată pe un deal, să spunem cu o înclinare considerabilă, în loc să puteți da drumul ambreiajului în ritmul vostru normal, patinându-l mai mult timp și mergând cu ambreiajul patinat, chiar dacă asta îl face să se încingă și îl arde puțin, face parte din datoria lui, doar că în situația dată trageți împreună împotriva gravitației, așa că devine mai dificil. Dacă ești antrenat pentru asta, vei putea trece mai ușor și mai în siguranță prin zona respectivă. Practicați următorul lucru. Vă aflați într-o situație de parcare în care trebuie să mergeți cam jumătate din viteza primei trepte la relanti, unde puteți pur și simplu să trageți puțin ambreiajul și să mențineți motorul pornit, dar încercați să mergeți mai încet decât prima treaptă completă. Puneți-vă într-o situație de urcare a dealului în care sunteți opriți la jumătate și învățați cum să conduceți și cum să patinați acel ambreiaj. În loc să mergeți normal dându-i drumul complet după una sau două secunde până la angajare completă, faceți-l să dureze 5 sau 6 secunde. Desigur că nimeni nu vrea să conducă astfel încât să-și ardă ambreiajul și mai ales să-l ardă inutil. Dar în cele din urmă asta este. Este menit să fie încălzit și la nevoie schimbat. Dar patinarea ambreiajului și învățarea cum să lucrați cu el vă poate ajuta să treceți cu bine peste o mulțime de situații diferite. Luați și asta în considerare. Următoarea tehnică despre care vreau să vă vorbesc este schimbarea direcției cu roata din spate, ceea ce este corect. Nu trebuie doar să vă direcționați motocicleta cu ghidonul și cu roata din față sau prin balansare sau contravirare. Vă puteți deplasa și redirecționa motocicleta prin mișcarea roții din spate, lucru ce ar putea fi util pentru a vă ridica și a ieși din șanțuri sau poziționarea voastră mai bine față de mici obstacole, cum ar fi pietrele de pe drum, dar se poate face prin aplicarea unei explozii bruște de putere pe care o putem primi fie accelerând puternic prin patinarea ambreiajului, așa cum tocmai am vorbit. Să știi cum să-ți miști coada astfel va fi util din când în când. De fapt, este destul de ușor de făcut odată ce ai început să exersezi. Este și foarte distractiv. Pentru a începe să practicați acest lucru, vreau să găsiți pietriș simplu, plat sau nisip ușor și compactat. Ați putea să faceți acest exercițiu pe un drum asfaltat, dar încercați să nu mergeți pe un drum alunecos, astfel încât să trebuiască să vă întoarceți și în momentul în care doriți să patinați roata din spate, la dreapta, dacă pur și simplu mergeți drept, aplicați brusc puterea spatelui și s-ar putea să vă mișcați puțin într-o parte, dar este mai bine să aveți o direcție reală și un arc de mișcare cu care să vă întoarceți, iar apoi aruncați spatele puțin în afară. Puteți începe acest exercițiu doar făcând un cerc, mergând în cerc, iar și iar și iar, și la fiecare câțiva metri, odată ce ai recăpătat controlul, dați drumul brusc ambreiajului,
sau rotiți puțin accelerația în timp ce vă pregătiți să întoarceți. Ar ajuta să vă și ușurați puțin partea din spate, poate puneți presiune pe piciorul din interiorul acelui viraj pentru a patina din nou anvelopa spate. Puteți să faceți asta de nenumărate ori și să găsiți diferite scenarii în care încercați un mic patinaj, o mică alunecare aici-colo, poate duce la una mai mare data viitoare, așa că continuați să exersați aceste mișcări și exersați schimbarea traiectoriei motocicletei folosind roata din spate. Vă veți distra foarte tare făcând asta și prin urmare veți deveni rider mai bun și mai experimentați pe parcursul exercițiului. O altă tehnică la care să continuați să lucrați este aceea de a privi în direcția dorită de deplasare, ceea ce sună incredibil de evident, nu-i așa? Dar nu toată lumea face asta, așa că există tot felul de motive pentru a scana înainte și mai aproape de tine și pentru a vedea ce fel de teren și obstacole sunt sau viraje pentru care trebuie să fii pregătit, dar, de asemenea, are sens și din punct de vedere psihologic să vă gândiți care este ținta voastră și unde mergeți. Ținând cont de acest lucru, evitați fixarea țintei, în special pentru obstacole sau momente periculoase. Trebuie să fiți atenți să nu vă uitați la stâncă sau la obstacolul din fața voastră, ci de fapt doar să vă uitați în lateral și acolo unde vreți să mergeți. Așa că, fie că evitați obstacolele sau verificați traseul din față sau din jur, un act de păr sau orice altceva, întorcându-vă capul și mișcându-vă către locul în care veți merge, veți aduce umerii în direcția respectivă și mintea voastră vă va aduce corpul și în cele din urmă și motocicleta în direcția în care vreți să vă deplasați. Vreau doar să găsiți acele viraje, să găsiți acele oportunități, acele pietre care ar putea fi în mijlocul traseului și uitându-vă unde vreți să ajungeți. Nu vă uitați niciodată în direcția în care nu vreți să fiți. Ultima tehnică despre care vreau să vă vorbesc este una incredibil de importantă și aceasta este oprirea de urgență și a face tot posibilul să vă opriți împreună cu motocicleta cât mai repede posibil. Același adevăr se aplică atât în situațiile pe șosea, cât și în cele din afara drumului. Frâna din față este cea mai puternică în ceea ce privește oprirea pentru tine și motocicletă, dar nici frâna din spate nu poate fi neglijată, deoarece utilizarea ei vă poate ajuta să mențineți spatele pe aceeași traiectorie cu roata din față. Evident că învățând cum să aplici presiunea potrivită asupra ambelor frâne simultan, va fi cea mai rapidă modalitate de a opri motocicleta. ABS-ul și sistemele de genul ăsta vă pot ajuta, desigur, dar rețineți că în scenariile din afara drumului asfaltat, o mulțime de motociclete vor frâna mai lent pe mizerie, pietriș sau sip cu ABS-ul pornit. Așa este. ABS-ul poate prelungi distanța de frânare, așa că vreau să mă asigur că practicați atât oprirea rapidă cu ABS pornit, cât și oprirea cu ABS-ul dezactivat. Încercați aceste lucruri atât pe șosea, cât și în afara ei. Încercați toate aceste scenarii și simțiți-vă mai siguri pe voi și felul în care stăpâniți motocicleta. Aflați voi pe pielea voastră care este cel mai bun mod de a vă face să vă opriți având în vedere terenul și scenariul în care vă aflați. Acest exercițiu vă va face să vă opriți mai repede, vă va permite să vedeți mai mult din această experiență, să mergeți mai departe și mai în siguranță. Dragilor, aceasta a fost o listă de tehnici de conducere a motocicletelor Adventure, care nu numai că sunt distractive de exersat, dar sunt mai ușor de îmbunătățit cu timpul și vă vor ajuta să continuați să creșteți ca și rideri. Într-adevăr, este ceva ce am uitat să menționez. Există vreo tehnică despre care știți, pe care credeți că ar fi trebuit să o menționez? Este vreuna dintre cele prezentate pe care ați dori să o detaliez prin și mai multe videoclipuri viitoare? Spuneți-mi în comentarii și, bineînțeles, dați și voi un like și abonați-vă la canal, spuneți-mi că doriți să continui să fac aceste lucruri, apăsați butonul de notificări, binecunoscutul clopoțel, astfel încât să vedeți videoclipurile viitoare. Nu uitați că plimbările le fac pentru mine, dar filmările le fac pentru voi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, eu sunt Adrian, iar acesta este canalul Wheel Spinner România. Să ne vedem cu bine!